că îl cunosc pe Cristi Băureanu de 20 de ani și parcă nu recunosc omul pe cu care foarte liniștit, poate să zic, cu un punct de vedere puțin mai nuanțat pe care l-am cunoscut înainte de anii 2000. Mie mi se pare că, de fapt, în cazul lui s-au adunat mai multe lucruri. În primul rând, faptul că cariera lui politică la un moment dat a fost oprită sau, mă rog, probabil că nu a putut să intre în anumite cărți pe care și le dorea. În egală măsură, lucrurile care se spuneau mai de mult despre el, despre faptul că cu consoartele lui poate n-a fost mai la fel de blând sau poate chiar a fost prea aplic la mânie, astea erau niște bârfe care circulau și pe care nimeni nu le credea. Ce ne facem acum însă, în momentul în care Cristi, din păcate dezamăgit de prima soție care, după cum se știe, a fugit cu nașul, iar a doua soție la un moment dat a divorțat pentru a fi fericită cu Cristian Borcea, ceea ce se întâmplă acum. Ce se întâmplă cu acest om în urma faptului că, din punct de vedere profesional, a căzut, din punct de vedere personal, iată, a avut foarte multe dezamăgiri. Ei bine, toate lucrurile astea s-au adunat pe fondul faptului că el este un tip foarte rigid și dornic să aibă, să fie foarte ferm în anumite momente. El de mic, adică de fapt nu de mic, de când era copilul lui mic, fata pe care ați văzut-o în imaginile acelea absolut îngrozitoare, acum un an de zile cu o trăgea de păr pentru a aduce înapoi acasă, un lucru care este absolut impardonabil, ca și șutul pe care i-l-a dat în zonele moi politistului. Ei bine, De mică a învățat-o pe fiica lui că trebuie să asculte, a oferit o educație rigidă și la un moment dat fata a plecat. Nu mi-e clar însă de ce și cum a ajuns Cristi Băureanu să aibă fractură la nas, să ne spună doamna Tatoiu, care este ca un fel de părinte spiritual al lui Cristian Băureanu, care are diverse sechele. Din păcate, Cristi Băureanu, care a avut conflicte cu Chelner, a avut conflicte cu fata lui, a avut conflicte cu polițiștii. Este un caz extrem de dezamăgitor al unui om care promitea atât de mult și care acum nu mai poate să găsească nicio scuză câtă vreme tu, în stare de ebrietate, reușești să lovești un polițist. De fiecare dată a avut un argument, așa cum avea un argument și cu copilul, că era pur și simplu alimentat de către mama ei pentru a fugi, dar în niciun caz violența nu poate să fie scuzată de oricine ar fi dorit să-l împingă pe domnul Băureanu către decizii mai mult sau mai puțin delicate. Cristi Băureanu este într-o relație foarte frumoasă, cred însă că o pune în acest moment în pericol această relație, pentru că este o domnișoară tânără care crește într-un mediu destul de special, ca să zic așa. Însă, iată, avem un nou caz și dacă de data aceasta Cristi Băureanu nu va suporta rigorile legii, eu cred că nu este în regulă să fii filmat când lovești un polițist, indiferent ce ți se putea întâmpla înainte, este în neregulă. Cred că momentul în care Cristi Băureanu s-a trezit că, din păcate, consumase ceva și a dat seama și atunci, sigur că acest caz începe să capete nuanțe și să apară și ideea că el ar fi fost agresat. Lucrurile astea însă trebuie dovedit. Da, ce susțin cei din jurul domnului Băureanu? Ați spus că doamna Tatoiu, care ține legătura permanent cu domnul Băureanu, vorbea despre sechele, despre evenimentele, nu știu, emoționale din trecut. Sigur, despre evenimentele emoționale din trecut ar fi multe de spus. Niciodată, în momentul în care doi oameni se despart sau unul pleacă, nu este numai unul singur vinovat. În anumite situații, Cristi Băureanu a fost el vinovat, poate altă dată au fost ele. În privința lucrurilor care produc acest gen de violență, cred că este vorba despre un fond destul de aprig al lui Cristi Băureanu. Vă aduc aminte și acea secvență în care s-a certat cu Gabi Firea pe vremea când era colegă cu noi și... Da, nu ieșiri nervoase multe, nu doar cu doamna Firea, ci și la cu Cristina Ioniceanu de la RTV. Nu, Cristina Șinca, îmi cer scuze, da. Da, deci el, din păcate, Cristi e un om care nu-și mai poate stăpâni nervii, este limpede lucrul acesta. Problema este că dacă el merge în ritmul acesta, s-ar putea ca la un moment dat
nu politica să-l ducă la, la o reținere, ci gesturile lui absolut incredibile. Cu câteva ore înainte se fotografiase fericit într-un restaurant alături de iubita lui, adică trecerea de la fericire la gesturi violente este prea rapidă și, din punctul meu de vedere, ca prieten cu care vorbește acum mai rar, pentru că i-a spus, a spus adevărul în față, în direct sau chiar și, chiar și prin telefon, i-aș recomanda poate o consiliere psihologică. Este un om cu foarte multe calități și care cred că nu a făcut lucruri, cum să spun, în neregulă în mandatele lui de parlamentar și care ar merita o a doua șansă. Pentru că în ritmul ăsta n-ajunge deloc bine. S-ar putea să rețină lumea doar, despre el doar că este un golan. Și ar fi păcat. Mulțumesc!